seara. Acum ceva timp am făcut un test de personalitate și mi-a ieșit că sunt analitic. Așa că am venit în seara asta să vă vorbesc despre ce altceva decât Google Analytics. Mă numesc Alex Drăgan, sunt specialist pe Perfect Marketing la Digital de mai bine de un an. Sunt din Oradea, sunt oradean de super departe. Am fost la Cluj, 3 ani am făcut facultatea, după care am venit aici la București, aproape de 2 ani. Și iată, mă aflu în seara aceasta în fața voastră să vă vorbesc despre mai multe lucruri legate de analytics. Am să încep cu niște noțiuni de bază, ca să fim cu toții la curent. Unele analytics mai rar folosite însă foarte utile, adică secțiuni din analytics unde nu intri zilnic, dar totuși poți să afli niște date foarte bune, și câteva probleme comune și soluțiile lor tot așa în analytics. Să începem. Noțiuni de bază. Fiind primul prezentator, primul speaker, vreau să încep cu the basics și să ne luăm pe rând. În analytics, ce este un hit? Este orice cerere trimisă către sistemul de colectare a datelor analytics, către procesare. O cerere poate să fie un page view, un event, o tranzacție și așa mai departe. Sunt sigur că le știți majoritatea dintre voi, la domnul toți, dar să ne recapitulăm. Vizitatori, oameni care folosesc browserele web pe diferite dispozitive, sessions, înainte de zicea vizit, s-a schimbat de curând, sunt interacțiuni cu site-ul. Un session începe odată ce utilizatorul a intrat pe site și se termină după 30 de minute de inactivitate pe site. Asta e definiția. Page view, fiecare încărcare a paginilor unde există codul de tracking. Codul de tracking analytics trebuie să fie pe fiecare pagină, astfel încât să apară page view în rapoarte, pagina în rapoartele de page și așa mai departe. Și bounce este o vizită cu un singur page view și niciun event. Atenție! Dacă se întâmplă un event, utilizatorul îndeplinește un event pe site, atunci nu va fi considerat un bounce, nu, indiferent dacă pleacă sau mai stă vreau pe pagini pe site. Așa. Bounce rate, aici vine și bounce rate, rata de bounce din toate vizitele, cât procentul de utilizatori care au ieșit pe site. A venit și domnul Gabin Stan. Bună seara. Google Analytics este o platformă online, web-based, este gratis pentru oricine are un cont de Google, însă are și niște limite. Există varianta plătită, varianta premium, însă varianta gratis are limita de 10 milioane de hits pe lună, v-am explicat ce înseamnă hits, asta pe cont, 500 de hits per session, adică într-o vizită. Dacă utilizatorul stă mai multe ore, vede câteva sute de pagini, sute de eventuri, așa, la 500 se va opri. Limită de eșantionare de 500.000 de sesiuni. În rapoartele Analytics, dacă există așa de multe date, așa de multe sesiuni, încât durează prea mult timp să le încarce și să le afișeze, se face o eșantionare. Adică, se reduce numărul de sesiuni, se arată un fel de rezumat și limita este de 500.000, iar pentru rapoarte cu filtre sau cu segmente de 250.000. Vă arată un mesaj deasupra raportului. Și timp de procesare a datelor de până la 48 de ore, asta înseamnă că există date în Analytics care pot să apară cu întârziere de până la 2 zile. Structura unui cont de Google Analytics. Contul de Google Analytics este pe 3 nivele. Nivelul de cont, sub cont stă tot. Contul este unic, identificabil printr-un ID. Și sub cont poate să fie mai multe proprietăți. O proprietate reprezintă un site. Și fiecare proprietate are un ID de forma UA, un user ID-ul și -1, -2 și așa mai departe. La nivel de proprietate se fac mai multe setări, cum ar fi
enable raportul de demografic, despre care o să vă vorbesc imediat, și sub fiecare proprietate se pot crea views sau profile. By default se creează un view care are absolut toate datele nefiltrate, iar view-urile se pot duplica și se pot pune diferite filtre. De exemplu, dacă am un site de știri și vreau să văd doar secțiunea de sport, pot să pun filtru doar pe acea secțiune și toate datele din acel view să fie despre sport, sau pot să filtrez anumite date nedorite, anumite surse de trafic sau IP-uri și așa mai departe. Codul de tracking. Acesta este codul care trebuie pus pe site, în head. Face trei lucruri. Încarcă fișierul de JavaScript pentru Classic Analytics GAJS, pentru Universal mai nou Analytics.js. Setează proprietatea. Aici este proprietatea pe care se scriu datele și trimite hitul de page view. Pe fiecare pagină, după cum spuneam, trebuie să existe acest cod dacă vreți să se înregistreze. SEO-iștii vor spune că e bine să nu-l punem pe toate paginile, poate, nu știu, pagini de eroare sau anumite pagini care nu vrem să apară în rapoartele noastre. Codul de tracking de Universal Analytics este un pic diferit, dar face cam același lucru. Iar noi în PPC, dacă vrem să facem campanii și liste de remarketing pe care să le folosim în campanii din Analytics, trebuie să introducem manual și linia asta în codul de Analytics, de tracking. Înainte se putea face web-based chestia asta din două clicuri, acum trebuie să facem manual de cam dată. Așa. Să vă vorbesc despre tagging. Folosind tagging, se adaugă un text URL-urilor pe care le vrem să le monitorizăm. Dacă folosim campanii și vrem să vedem datele din campanii în Analytics, există două feluri de tagging, auto-tagging și manual tagging. Auto-tagging este aplicabil doar în AdWords. Se setează de la opțiunile de cont, de la setările de cont. Este primul lucru pe care îl verificăm noi când începem să folosim un cont nou de AdWords. Iar manual tagging pentru toate celelalte surse se face cu URL builder, adică după fiecare URL trebuie pus și mai mulți parametri. UTM source, medium, campaign, term, content și așa mai departe. UTM, apropo, vine de la Urchin Tracking Module. Urchin Analytics era înainte străbunicul. Analytics a fost dezvoltat de către o companie numită Urchin, dacă nu înșel. Așa. Google a cumpărat această companie, iar prin 2012 s-a terminat cu Urchin Analytics și acum avem doar Google Analytics. Așa. Însă mai rămân anumite chestii. De exemplu, UA, cum spuneam înainte, tot așa, de la Urchin. Iar la auto-tagging avem parametrul GClip, care ia toate datele. E un singur parametru, iar la manual tagging sunt mai mulți. Ok. Trecem mai departe la unelte Analytics pe care vi le recomand. Site Search Reporting poate să fie un tool foarte, foarte util, revelator. Și anume, vă pune în rapoarte datele despre căutările care se fac în site. Aveți un e-commerce sau aveți orice site de content și aveți, desigur, o bară de search ca să căutați în site. În aceste rapoarte putem vedea exact căutările acelea și putem vedea câte vizite au fost făcute cu search, câte fără. Se setează la nivel de view, există acolo o setare, trebuie pus query-ul. Query-ul apare în URL-ul căutărilor, poate să fie litera S, cum e aici, poate să fie Q sau poate să fie term și așa mai departe. Altul foarte mișto, Demographics Report, a apărut anul trecut. Sunt rapoarte demografice în Analytics. Ne spun exact ce fel de utilizatori avem pe site. După sex sau după vârstă. Și putem genera rapoarte bazate pe acestea. Putem face liste de marketing pe acestea.
și e foarte util să vezi exact profilul utilizatorului de pe site-ul tău, de unde știe Google dacă suntem femei sau bărbați, după cookies, fiecare browser, dacă mergi pe site-uri din GDN, din rețeaua de display a Google, Google va ști ce fel de site-uri ai văzut, ce fel de bannere ți-a afișat și îți va face un fel de profil de sex și de vârstă. Sau dacă ai cont de Google, ești logat pe Google, ai Google Plus sau ai anumite, ai setarea de mail că ești bărbat, va ști și așa. Dashboard-uri și custom reports. Și acestea pot fi foarte utile. Un dashboard este pur și simplu o planșă unde se pun mai multe widget-uri. Poți crea dashboard-uri custom folosind tot felul de grafice, metrici, tabele. Până la 12 widget-uri pot fi pe un dashboard. Și se pot face cu cam toate datele pe care le oferă Google Analytics, un fel sintetizat de a vedea datele pe care voi le considerați cele mai importante. Și poate să vă ajute, puteți crea filtre mult mai rapid decât dacă ați stat să căutați, să puneți segmente, să filtrați, ca să găsiți ceea ce vreți voi, de fapt. Custom Reports este și mai avansat, puteți face rapoarte, ca și rapoartele standard, dar custom, adică cu filtre, cu dimensiunile dorite de voi, cu metricii doriți de voi. Și din nou pot fi foarte utile, puteți să și setați să vi se trimită pe mail periodic aceste rapoarte sau la clienți. Și să vorbim despre un dashboard. Anul trecut ne-am jucat eu cu colegii mei cu dashboard-uri și am creat mai multe cu ocazia unui concurs organizat în momentul în care mă lau. Un concurs organizat de o agenție din Australia și întâmplător am câștigat primul loc în acest concurs cu un dashboard care compară datele legate de sex din sursa de trafic AdWords versus celelalte surse de trafic. Mai exact, vă poate ajuta să vedeți ce fel de oameni aduceți prin campaniile voastre AdWords față de restul surselor de trafic ale site-ului vostru. Poate să vă ajute să identificați tot felul de insight-uri. De exemplu, puteți vedea raportul dintre femei și bărbați. Voi aduceți, poate aveți mesaje care atrag mai mult femei, când, de fapt, din cealaltă surse vin mai mulți bărbați. Sau puteți vedea cum e aici, de exemplu, aici, cu verde, sunt femeile. Un sfert din trafic este de sex feminin, iar dacă ne uităm la tranzacții, vom vedea că numărul de tranzacții făcute de femei este aproape egal cu numărul de tranzacții făcute de bărbați, ceea ce poate să ne spună mai multe lucruri. Și în funcție de site, desigur, putem vedea poziția pe care se afișează anunțurile. Din nou, am aici după poziție. Și să vedem, femeile convertesc de pe prima poziție sau de pe a doua. Bărbații convertesc pe a treia. Poate fac mai mult research când vor să cumpere ceva. Ok. Trecem mai departe. Probleme comune și soluții în Google Analytics. Aici sunt câteva probleme pe care le întâmpinăm din când în când. NotSet este una din ele. NotSet este pentru noi ca și not provider pentru SEO. Diferența fiind că noi putem să rezolvăm problema asta. Dacă apare NotSet în raport, NotSet poate să apară în anumite rapoarte, dar pe noi ne doare în raportul de AdWords, acolo apare cel mai des și este cauzat de tot felul de probleme de tracking. De exemplu, la auto-tagging. Nu se face tagging deloc și atunci vom avea NotSet în raportul de campanie. Nu va apărea nicio campanie. Sau URL-ul face redirect. Trimiteți din campanie pe un URL care face un redirect și în felul ăsta nu se mai citesc parametrii de tracking. Gclid-ul de care vă spuneam. Sau parametrul Gclid este alterat sau nu se înregistrează. Există anumite setări de servere care suprascriu URL-urile și nu permit literele mari, majusculele în URL și atunci alterează Gclid-ul, care are și majuscule,
și nu mai înregistrează bine și avem din nou acest not set. Alt caz este în care se folosește și auto-tagging și se pun și UTM-uri. Nu poți folosi auto-tagging să pui și UTM-uri pe link-urile de destinație, că apoi se va da peste cap raportul. Sau vrei să folosești manual tagging și nu pui toate UTM-urile obligatorii. Nu pui UTM campaign, de exemplu, numele campanii. Atunci, din nou, vom avea această problemă. Soluția este să verificați dacă toate setările sunt în conformitate și sigur va dispărea setul. Noi am văzut-o de multe ori. googleads.gov.net este o chestie care iar apare în rapoarte câteodată și este destul de enervant. Apare în raportul de ori referral. Este văzut ca un referral, dar de fapt este trafic care vine din campaniile AdWords pe GDM, campanii de display sau campanii de remarketing, campanii pe care nu s-a folosit tagging, nu a reușit să facă tagging-ul ca să identifice sursa corectă, faptul că este dintr-o campanie. Și din nou poate să fie pentru că n-am setat auto-tagging-ul sau manual tagging-ul nu am setat corect sau pe amândouă, sau poate să fie tot așa de la URL de destinație care face redirect. Trebuie verificat și rezolvat. Altă chestie enervantă care apare în raport este Mozilla Compatible Agent, care poate să fie periculos, poate să vă dea peste cap datele din toate rapoartele. Este văzut ca un browser și apare în rapoartele de browser. Și este de fapt un bot care intră la voi pe site și execută JavaScript-ul, dar nefiind un browser, nu salvează niciodată. Este pur și simplu văzut așa. Și veți vedea că pe această sursă aveți bounce rate de 100%, timp pe site 0 și vă afectează pur și simplu la nivel de întreg site. Pur și simplu vă crește rata de bounce overall și vă scade average time on site sau visit duration. Rezolvarea este să excludeți, tot așa intrați la nivel de view în setări, la filters și puneți filtru pe isp.domain.nsn.com. Cred că se poate și cu custom filter să pui pur și simplu Mozilla Compatible Agent. Nu știu, ați întâmpinat vreunul dintre voi problemele astea? Eu nu s-am întâmpinat. Da. Noi sigur, folosim mai multe proprietăți, vedem întotdeauna tot felul de particularități și ne lovim de probleme și atunci trebuie să găsim și rezolvarea. Ultimul lucru cu care vă las în seara asta este listele smart de remarketing. Google Managed List a apărut de curând, cred că la toate conturile. Este posibilitatea de a face liste de remarketing pe care le managește Google. Nu știu cum, se numește smart list. Pe mine m-a intrigat chestia asta când am văzut-o prima dată și am făcut și un test. Am creat o asemenea listă, am așteptat puțin să adune membrii și după aceea am folosit-o într-o campanie de remarketing pe o anumită categorie dintr-un e-commerce și am pus în paralel un alt grup de remarketing cu aceleași banere, remarketing pe categorie, deci o listă clasică, și am pus separat aceleași bannere, cum spuneam, pe lista smart. Rezultatele, nu știu dacă se vede bine, rezultatele arată că cu mult mai puțin trafic am adus mai multe conversii cu această listă, la o rată de 0,77 față de 0,09% rată de conversie. Deci vă încurajez să folosiți și voi opțiunea asta de managed list. Și acestea fiind spuse, aștept întrebările voastre. Microfonul s-a luat. Mai este un microfon. Andreea? Întrebări. Trebuie mie să punem una. Opa. Nu am văzut la chestia cu smart list. Ce, când faci lista asta smart, când am ajuns să o văd bine, ce anume setezi la smart list? Ai niște setări pe care le faci sau
Documentul este ceva... Cel mai intrigant, că nu ai nicio setare. Pur și simplu selectezi lista de aici, este chiar prima, apare presa. Dai un nume. Îi dai un nume. Îi dai un nume, îi pui o durată de pretenție. Și pur și simplu îi dai tu. Deci auto pur și simplu. Auto pur și simplu și aș fi foarte curios să văd cum se... cum funcționează. Alte întrebări? Întrebări în sală? Poți să pui pe slide-ul cu întrebările, că sunt acolo niște chestii. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc. Vrei să-ți prin țărăi. Îi mulțumim lui Alex, înțeleg că